foc. Ia să ne uităm un pic aici. Eu voi aprinde această lumânare. Cu ce o aprinzi, doamna? Bricheta. O brichetă, dragilor, cu o brichetă. Da? Și o voi introduce aici în mijloc. Vanau. Și vreau să vedeți. Eu să vă, eu văd cu lupa. Bravo. Lumânarea. Bravo. Ia să vedem. Ce ne face nouă această lumânare? Ce ne dă nouă? Căldură, bravo. Da, iubirică, ne dă căldură. Dar ce credeți voi că se întâmplă cu gheața din cauza acestei călduri? Se topește. Bravo, dragilor, se topește, se va topi. E fierbinte, da, cu grijă, da? Nu apropiem foarte mult mânuța de lumânare. Ce e ala? Ce e acolo? Dacă punem mâna pe ea, ne frige. Ce e acolo? Masa. Masa? Foarte frumoasă masa noastră. Poți o să mă uit? Bineînțeles. Ia să vedem. Ce se întâmplă? Haideți să vedem ce se întâmplă. Bravo, Anuța, foarte frumos din partea ta. Bravo. Care? Bravo, Vali. Da, bineînțeles. Hai. Ia să ne uităm. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Ia să vedem. Hai. Dă-mi, te rog frumos, aparatul foto. Doar ce l-a luat. Lasă-l un pic și după aceea o să ți-l dea. Ia să ne uităm. Aia e tata. Da, ai făcut poză, îmi dai și mie. Așa e bine. Doamna, el a făcut poză, dar nu și câte poze. Uai, Darius, dai și lui, te rog. Așa. Bravo. Doamna, lupa, poți să ai grăbie? Ia să ne uităm, ia să ne uităm noi. Uite-te pe la lumânare. Castană. Castană. Bravo. Ia să vedem, ce să... De ce credeți voi că seamănă aici albul acesta? Că se vede alb, da? Da. Ce este alb? Ce este alb afară? Ia să vedem. Ceață, da, foarte bine. Ce mai este alb afară? Iarna, de exemplu. Norul, foarte bine. Da. Bravo, Vali, zăpada este albă. Foarte bine, bravo, foarte bine. Eu vă las să explorați, dar vreau să fiți atenți ce se întâmplă, ce se întâmplă cu viața noastră. Da, Ștefan? Ia să vedem. Ia să ne uităm. Bravo, foarte bine. Foarte bine. Iată.